10 ani, tu cred că ai mai venit. Eu am mai venit, fost, nu? Dar acum... Eu sunt premiera. Tu ești a doua premieră. Deci eu am fost când ți-ai lansat tu emisiunea. Bravo. Ceva de genul. După... Deci acum câțiva ani, nu foarte mult. După aia, când am scăpat hățurile, ai făcut un pas în lateral, ai rămas spectator. Nu m-ai mai invitat. Fiecare seară porța din Abuzatul, practic. Eu, da, exact. Tu de fapt ești în fiecare seară invitată. Exact, mă porți. Inclusiv în această seară. Este o onoare pentru mine să fiu îmbrăcat singur. Eu și Dan Negru, singurii din Antena 1 care suntem îmbrăcați de către și foarte Adina. Puțini, da, din televiziuni, media, da. Că-s foarte, ce-ai da. Ce-ai văzut tu la mine? Că am un corp dezordonat. Frumos așa. Ești. Trebuie îmbrăcat omul ăla neapărat. De, bă, săracul, dacă îl mai lăsăm de capul lui, bă, trebuie să spunem că ne cunoaștem de foarte mulți ani de zile, în primul rând. În al doilea rând, suntem prieteni buni, tot așa de mulți ani și te apreciez tare. Îmbrac, într-adevăr, în general, bărbații pe care îi apreciez. Adică Mircea Albulescu, dar da, pe tine, pe... Nu știu, Alex Velea, pentru că suntem prieteni buni și îmi sunt place. Sunt într-o galerie selectă. Dan Negru, că l-am pomenit și pe el. Da. El da. Este deja, ți-a făcut... Bine, ele Marius Niță, prietenul tău. Cretiniță de la RTV, da. Pe care, de altfel, l-ai îmbrăcat în momentul în care el era la noi, la antenă, și ai rămas da. RTV. Da. Bine, nu, ne referim la colaborările foarte lungi. Bineînțeles că îmbrac 30.000 de clienți. Am 30.000 de clienți, mi se pare. Doamne ajută! Ce mi s-a părut tare când eram în preajma sărbătorului, duceam și noi, am fost pe la Adina pentru cumpărăturile de sezon sau, mă rog, pentru sfaturi și mi-a zis această treabă absolut genială în lumea voastră. Eu, nefiind familiarizat, nu știam, există acele târguri de tendințe, înțeleg, nu? Târguri de modă masculină în cazul celui la care am fost eu acum în ianuarie. E vorba de Pitti Uomo, cel mai mare, cel mai important târg din lume. Ei se și țin pe poziție foarte tare, la modul că încep anul chiar pe 8-9 ianuarie, pac, Pitti Uomo. Nu te lasă nici să termin, nu termin masa de Crăciun, nu termin revelionul. Să stignească și un cârnat acolo. Îți dai seama cum e pentru expozanți, groaznic, pentru că ei pregătesc colecțiile, le expun. E foarte dificil. În schimb, este un târg la care vin sute de mii de oameni, vin foarte mulți expozanți, se comandă colecțiile pentru iarna viitoare și e o nebunie întreagă. Sigur că e și multă fanfaronadă. Tendințe, da. Da, deci vin buyerii, cumpărătorii, reprezentanții magazinelor. Nu e cu vânzare, nu cumperi nimic, nu vii cu sacoșica, mi-au două tricouri, trei bluzițe, nu se pune problema de așa Adina, ceva. Ce crezi că am găsit acolo? O grămadă de vedete, așa, mai mult sau mai puțin în ghilimele, din România, care vin să-și facă poze cu fel de hăinuțe. Influencer? Influencer, care apoi, da, zic ei. Nu neapărat influencer, să spun ce înseamnă influencer. Dar nici eu n-am aflat încă. Influencer sunt cei care nu schimbă tendințele sau nu. Bă, trebuia să le găsească un nume. Care te influențează să faci ceva, să te arunci în cap, să nu știu. În diferite domenii. Păi și în domeniul vostru sunt, nu? Vloggerii, bloggerii. Da, clar. Și sunt numai români. Da. Stilistia alta. Clar. Păi da, influencerul am impresia că este din zona vloggerilor. Nu le mai zic așa. Șomer executiv, cum ar veni. Adică nu e un șomar. Să vă spun ceva, sunt diverse categorii. Sigur că, de exemplu, bloggerii și genul ăsta de influencer îi ajută și pe expozanți și pe organizatori pentru că promovează tendințele, dar pe de altă parte, în afară de influenceri, în afară de oamenii din modă, vin foarte mulți care n-au nicio legătură. Vin și se pozează pe acolo, stau în curte, se pun pe Instagram și-s fericiți și te întreabă gen, vii și tu la Pitti, știi? Și pentru mine e amuzant că merg de 13 ani, eu merg la muncă. E ca și când te întreb, auzi, da, mergi și tu la antenă? Da. Totuși, cine, poți să ne dai exemple? Nu știu, nu m-am întâlnit, uite, cu un cântăreț. În momentul ăsta nici nu știu, chiar nu știu cum îl cheamă. Poate să ziceți că vreau să ascund, dar nu știu. Un cântăreț cântă. Și sigur că nu mi vine acum. Da. Cântă. Mă, nu știu dacă da, cântă, are voce, n-are voce, dar cântă. Mi-ai zis atunci. Ionuț? Cred că de la Ionuț suntem și amici cu el. Ionuț de la Publica. Deci n-am chiar i-am spus, eu i-am și spus atunci că m-a întrebat ce vii și tu la Pitti și i-am zis, băi, stai să spun ceva. E o chestie, eu merg de 13 ani, Sara merge de, a avut 20 și ceva de participări. Dar de ce nu e doar pentru voi? Adică de ce e și cu public? Ei cum intră? Nu, ei intră, își cumpără bilet. Până la urmă tu poți să spui că ești buyer.
și te duci acolo și te primi. Nu e o problemă asta, doar că m-a amuzat. E ca doar și că te întreb, acolo, mergi, ce face, da. Mergi de unul mai la mare? Da. Știi, cam asta era întrebarea. Mergi și tu la bine, club? Aici se poate ca, nu, de așa, așa, nu de așa ar mai fi bine sunat. Te duci tu la emisiune de seară, da? Da, nu de așa ar fi sunat, ca și când mă întreba, mergi și tu la club? Și am zis, măi, o chestie de job, deci eu merg de ani și ani de zile. N-ai cum să mă întreb tu dacă merg, pentru că merg de 100 de ani. Bine, deci nu era niciun român la Piti. Pe vremea când mergeam eu, am început să meargă român de 3 ani, 4 ani de zile, mai văd români. Mai sunt și vizitatori, mai sunt și unii care clar. Sunt chiar interesați de noile tendințe, clar. Să vadă, 90%. Dar sunt foarte, foarte puțini, adică da. Procentajul e da. Au început să fie mulți care se plimbă într-adevăr, pe de altă parte mulți copiază, trebuie să spunem și asta, sunt foarte mulți care filmează, merg prin târg, filmează pe ascuns, nu știu ce, nebunesc expozanții, îți dai seama că te chinuiești. Creezi niște lucruri, Pelghi știe exact la ce mă refer, creezi niște lucruri, te da. Plătești o grămadă de bani, inovezi. Te mai deranjează că îl întrebam tot aici pe canapea, îl întrebam pe Cătălin Botezatu dacă îl deranjează concurența și l-a zis, domnule, eu n-am concurență. Adică el s-a poziționat undeva foarte sus și nu-l mai atacă nimic din zona asta. Da, și tu și Ștefan sunteți de mult în meseria asta. Vă mai deranjează? Pe mine cei nu. Cei care încearcă să penetreze lumea voastră. Să spun ceva, sunt copiată, iartă-mă, Pelghi, că vorbesc mult așa sunt femeile, curgi, știi, da. Pe mine, prima oară când am fost copiată, m-a deranjat. După aceea mi-am dat seama că e ok, că sunt un trendsetter. Eu am arătat bărbaților că se pot îmbrăca bine. Eu spun lucruri pe care ceilalți le repetă după mine, uneori bine, uneori incorrect, dar când creezi o chestie și investești în ea ca brand, e foarte greu. Bagi niște sute de mii de euro, bagi foarte mult în cercetare și te trezești că da, vine unul și îți copiază. Pentru toată lumea. Dacă ești bun, nu te doare, nu-ți te fură doare. Clienți. Voiam cu vorbeam cu Ioan Baruc, cu unul din, da. Gata, l-am lăsat pe ăsta. Da. Ideea e că la un moment dat se triază. Știi așa foarte bine. Asta adică apar. Uită-te în lumea modei din România. Avem mai mulți designeri, mai mulți stiliști decât clienți. Decât așa, asta da. Dar Italia, Franța, America, avem mai mulți decât toți la oaltă. Procentual vorbind, la nivelul de nu e numărul de populație, da. Fiecare mă trezesc mâine dimineață, mă fac stilist. Mă trezesc mâine dimineață, dacă vreau eu, mă fac chirurg. Doamne, trebuie să faci o școală, trebuie să faci o, trebuie să devii. Știi că e valabil și în domeniul muzicii. În multe de asta vorbeam și aseară DJ-i cu acești. Acum ca taximetriști, adică tot da, mă rog. Exact. Îți trebuie doar un casetofon și orice puși pe care ce faci? Sunt DJ. Păi. Devii cântăreț. Faci o faci conservator. Da. Exact. Nu, devii avocat. Până la urmă dacă ai exact, dacă tu reușești să convingi un bazin de oameni, asta e, n-ai ce să. Aici, să aici faci, în România, știi? Nu pot convinge decât clientela poate să se convingă să în vadă timp. Care, în este, timp. Da. Care este în timp și care rămâne în timp și vorba aia. Tu sunt de 15 ani da? În piață și voi rămâne. Doamne ajută, ești și în seara asta și pe 31 când ne-am întâlnit la Adina la magazin, foarte mișto accesorizat. Te-a influențat cineva sau ți-ai creat singur stilul ăsta? Nu mă influențează nimeni, dar mă ajută. Adina mă ajută foarte, foarte mult. Îi trimit poze, de exemplu, și în seara aceasta i-am trimis. E reciprocă. E valabilă și am învățat și eu. Puține lucruri din modă pe care le-am învățat este că e foarte greu. Cu cât îți pui mai multe pe tine, cu atât riști să scapi hățurile, cum ziceam, și să cazi în altă extremă. E greu să totuși să ai multe accesorii și să le și îmbini. Și asta și ca sfat pentru cei care se uită acum la noi. Cam uneori e ce trebuie să țină. Dar când reprezinți un personaj, cum vreau eu să reprezint, nu atunci, cum vrei, cum reprezinți. Cum reprezint, da, atunci poate e permisibil. Nu e ok. E bine să fii... mi-a zis cineva o chestie foarte deșteaptă la un moment dat. Puneți pe tine foarte multe lucruri, după care dai jos 20% și ești perfect. Ești ok. Da, corect. Dar într-un haos să le pui sau trebuie să aibă o logică? Nu, trebuie să ai totuși un... Da. Trebuie care e firul pe care îl urmărești? Că văd că tu ai și auriu și argintiu, la coloristică vorbind. Și aur și mai știu eu ce... Cromatica nu mai contează în zilele nu mai contează, astea. Nu? Nu, nu. Material. Că aș vrea să și înțeleagă cei care se uită la noi să primească niște sfaturi la doi chiar profesioniști. Pe mine neapărat nu trebuie să mă înțeleagă din punct de vedere vestimentar. Eu reprezint un personaj care I stand for it. Adică
Nu mi-e jenă, nu... Asta nu e clar. Asumat. Ești asumat, ai ajuns, ai trecut limita. Ești un brand, ești Ștefan Pelgă. Da. Când ești pe stradă, ești... Mă știi de atâția ani. Te știu de 15 ani de zile. Cu cât convingi mai mult, cu atât înseamnă că ai...